Viața de părinte este frumoasă, dar nu este deloc ușoară. De ce educația copilului tău se poate transforma într-o aventură? Puteți afla răspunsul sâmbătă în cadrul unei conferințe organizate de Societatea Părinților Informați, un maraton de evenimente dedicate părinților, având drept ghizi specialiști în domeniu. Nu vă faceți griji că nu aveți cu cine să îi lăsați pe cei mici, pentru că îi puteți lua și pe ei. Evenimentul este unul caritabil, iar fondurile strânse din vânzarea biletelor vor fi folosite pentru sprijinul mamelor din zonele rurale defavorizate. Societatea Părinților Informați organizează sâmbătă 21 octombrie de la ora 10 un eveniment dedicat părinților preocupați de sănătatea fizică și mentală a copiilor lor. Întâlnirea dintre specialiști și părinți va avea loc la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian din București și va fi structurată pe 3 module. În cadrul evenimentului se va discuta despre sănătatea fizică și emoțională a copilului. Vor fi abordate teme de interes actual și vor fi oferite părinților informații medicale avizate. Evenimentul este structurat pe 3 module. În primul modul se va discuta despre sănătatea digestivă a copilului, se va vorbi despre alimentație, despre alimente, despre refuzul alimentar, despre intoleranțele alimentare și nu numai. Vom vorbi și despre avantajele și dezavantajele prezenței unui animal de companie în familie. În cadrul celui de-al doilea modul se va discuta despre afecțiunile respiratorii de sezon, despre colectivitate și boli, despre imunitate și imunizare dincolo de mituri. În ultimul modul, la fel de important ca celelalte două, se va vorbi despre parenting. Vom afla principii simple pentru a crește un copil sănătos, vom discuta despre limite și reguli în creșterea copilului, vom discuta despre spiritualitate și experiențe spirituale la copii. Este bine ca părinții să știe că se pot înscrie și pot participa la toate modulele sau pot participa la modulul care îi se potrivește cel mai bine. Evenimentul este organizat cu sprijinul Asociației Salvați Copiii și are scop caritabil. Valoarea integrală a încasărilor din acest eveniment va merge către Asociația Salvați Copiii, o asociație activă, pentru programele de scădere a mortalității infantile, pentru promovarea sănătății femeilor însărcinate și a mamelor vulnerabile. Spuneați de specialiști, dați-ne câteva nume mai cunoscute din lista aceea, pentru că am văzut că sunt foarte multe persoane implicate. Toți specialiștii sunt nume cunoscute. Va participa doctorița Iulia Tincu, șef de lucrări la Spitalul Victor Gomoiu, va participa doamna conferențiar Crețu pentru partea de parazitologie, va participa Laura Ene, nutriționist. În modulul de respirator va participa doamna profesor Virginia Aramă, doamna profesor Oxana Nemeș și domnul conferențian Craiu Mihai. Iar în modulul de coaching vom avea un preot care este și medic psihiatru, vom avea un coach, o mamă de 5 copii, vom avea un psihoterapeut și în același timp vom avea și un specialist în kinetoterapie la copii. Specialiștii atrag atenția că, în goana părinților după informații, Google a ajuns să înlocuiască specialiștii în domeniu. De ce credeți că era nevoie de un astfel de eveniment? Este bine ca părinții să primească informații avizate medicale, este bine să primească informații de la specialiști, specialiști care se bazează și folosesc medicina bazată pe dovezi. Google a ajuns ceva zilnic utilizat de către părinți, informațiile nu sunt întotdeauna corecte și nu sunt întotdeauna cele care ajută copilul spre mai bine. Asemenea, evenimente sunt binevenite în lumea părinților. Întotdeauna au fost de ambele părți o discuție liberă, deschisă. Credem că este nevoie ca informarea să fie corectă. Evenimentul Educație pentru Sănătatea Copilului, o aventură în familie, se află anul acesta la a doua ediție. Pentru prima dată, Societatea Părinților Informați va redirecționa banii pentru un scop caritabil. La finalul programului va avea loc o sesiune de întrebări și răspunsuri, iar în încheiere, participanții se vor bucura de un scurt spectacol de operetă. Înscrierile se pot face pe site-ul societateapărinților.ro sau la fața locului, biletele fiind disponibile și la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian.